We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I'll wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. Baby, that a whole time. And it feels right. You by my side. A modern body can't climb. I need my partner in crime. Hey, bună! Eu sunt Simona și dacă nu știai, ai aterizat pe canalul familiei ESA. Bine ai venit! Aici este un canal de familie unde postăm în general vloguri și anumite rețete, activități pe care le facem cu copiii, puțin din cotidianul nostru. Dacă vă place și vă inspiră, nu uitați să vă abonați și să lăsați un thumbs up, un comentariu și ne vedem curând! Vara trecută, după cum știți, am fost în Bulgaria la un complex din ăsta all-inclusiv și ne-a plăcut foarte, foarte mult. V-am mai povestit într-un video și îl pun pe undeva pe aici. Vreau să continui acum seria acelor filmulețe pentru că ne-a prins iarna și n-am mai vrut să le postez de Crăciun. Așa că o să reluăm acum și o să postăm, cred că mai am 2 sau 3 de postat. O să văd, dar oricum, neapărat trebuie să repetăm experiența pentru că ne-a plăcut foarte, foarte mult. Plănuim ca și vara aceasta să mai mergem în Bulgaria. Dacă vă interesează, o să vă las linkul lor pe undeva prin descriere. Au ofertă super bună și mâncarea a fost foarte bună, chiar nu am avut ce să reproșăm. Condițiile sunt ok, deci da, am zis, aici o să ne întoarcem curând. Vă las acum cu imaginile de toamna trecută. Bună dimineața, cu veselie! Ne trezește marea! Suntem foarte aproape, după cum vedeți. Și se aude chiar și din casă, prin termopan. E așa liniște și frumos, dorm foarte bine aici. Este 6 și ceva dimineața, urmează să răsară soarele și o să-l vedem chiar de aici, de la balcon, ba chiar din pat, dacă ne uităm pe aici, de fereastra asta. Chiar acolo sunt paturile, copiii încă dorm, noi ne-am trezit așa, de dimineață, nu știu cum, că de obicei nu ne trezim așa de vreme, dar am dormit foarte bine și așteptăm să răsară soarele acum, să prindem și noi răsăritul de pe balcon. Cam așa se prezintă situația pe la noi și se vede foarte drăguț și se aude marea chiar și prin termopan. Bună dimineața la micul dejun! Ce ai acolo? Cereale cu lapte? Da! Da, am mai luat și ouă fierte! Imediat, amiuț! Aici avem roșii, castraveți, mezel, brânzică. Și acum să-i aducă și a miei cereale. Acolo este un gem depus pe pâinică.
așa arată marea dimineața. Plaja este, aici este mai lată, de aici încolo. Acolo aproape nu e foarte lată, dar ai loc să stai. Acolo e hotelul. Are 3 etaje și se întinde destul de mult în partea aia. Iar aici este piscina mare, care e destul de curată, văd, dar nu știu cât de încălzită este. Și-au venit băieții la piscinuță după micul dejun. Cum e, Arun, e rece? A? E cam rece, nu? Ți-am zis eu. Amia, desfă sândăluțele. Vino la mami să te ajut. Ce faceți, copii? Vă distrați în nisipul ăsta strălucitor? Este negru. Ia, arată-mi puțin la cameră așa. Este negru. Este nisip negru aici. Wow! Amia, îți place nisipul ăsta negru, Ita? Nămol, nu așa. De ce? Ia uite ce se joacă, prințesica mică. Ia uite, mă, în nisip strălucitor, negru, cu argintiu. Îți place nisipul ăsta, Amia? Da. Da? E frumos, nu? A venit apa peste noi. A venit apita. Ce frumos se vede! Și ne ducem și acolo pe ponton să vedem cum e apă. Ia uite cum vin valurile! E curată apa aici, e limpede, vezi? Și nu sunt nici alge. Mergem acum la masa de prânz. Este ora 1, cam așa, până la 2 prânzul. S-a bubuit ușa de la curent. Și mergem. Haide, Aron. Apă, scăr. Tu prim. După aia pasă, să vedem dacă vine repede. Și mergem, deci, să mâncăm. Am fost un pic pe plajă, ne-am plimbat pe acolo, ne-am uitat la valuri. Pe aici, Mia, cu liftul. Poftă bună, băieți! Voi tu paste v-ați luat? Da. Pene din alea? Ciorbică vrei? Aici e salată de varză cu niște ardei deasupra. Ne-am mai luat niște fasole cu cărniță, ciorbiță de perșoare și aici cred că sunt legume cu un pic de orez și cu arpioare. Poftă bună! Hello! Am venit la muzeul de sare, de aici, din Pomorie. O grămadă de sare. Uite ce sare, din aia grunjoasă așa. E foarte tare, aproape că te înțeapă la mână. Uite. E destul de ascuțită așa. Iar aici vine lumea la tratament cu nămol. Uite, pe acolo sunt o grămadă de oameni care s-au dat cu nămol și stau la soare. Ce piese? Hei,
din cristal. Aici sunt pietre prețioase, uite, ăsta e cristal. Uite și scoici, cu perle de mare pânine. Uite aici, Aron. Acum am ieșit pe terasă, să uităm cu binoclu la păsări. Thank you. Undeva și am venit pe aici pe nisip până jos doar eu cu Aron, că am ia și așerdom, tati stă puțin cu ei în mașină, să vedem ce se vede aici, că am văzut că vine lumea la plajă și am dat peste o plajă foarte drăguță, nu știu exact cum se numește, o plajă din Nesebar, da. Acolo e și un hotel. Este o plajă foarte drăguță și se continuă până în partea asta, după dealul ăsta. Aici sunt dune de nisip și este nisip din ăsta foarte fin. Nu așa, nu așa, invers trebuie să stai. Așa, să nu-ți bată notul. Nu trebuie să trecurăm, dar așa. Bate vântul, zici că suntem în deșert. Asta, vezi, să nu-ți intre în ochi. Că bate vântul, bade colo, bade colo. Și hai să mergem un pic pe plajă aici. Stai, ce faci? Ia, ridică-te. Îi mai trebuie capul aici. Și gata. Ia uite.
loc. Dune, dune. În Pomorie să ne ducem până la Lidl să le luăm copiilor înghețată, că este foarte cald astăzi. Hai, luați-vă cărucior de acolo, na, vreți neapărat cu cărucior? Vrea și ea mea cărucior. Ia-i unul și ei. Stai, stai, ușor, ușor, mami. Du-te după băieții acum. Aici. Copiii sunt încântați de cărucioare și fac accidente pe aici. A mea, ușor, mami. Ia uite-i, unul după altul, așa, pe margine să mergeți. Nu, la înghețată. Mergeți mai în față la înghețată. Gata, au desfăcut înghețata imediat cum au ieșit din magazin. Așer, poți sau te ajută tati? E bine să stați la soare să mâncați înghețată? Da, am venit înghețată. În ce țară sunteți aici? În Bulgaria. În Bulgaria. În ce oraș? În Bulgaria. Sofia. Nu, Sofia e capitala. Noi suntem în Pomorie. Pomorie. Cu P, nu cu C. Uuu, ce bate vântul! Am oprit aici lângă hotelul nostru, puțin mai jos, că veneam acasă de la Lidl și am văzut plaja asta, drăguță, și poți să intri cu mașina până aici, lângă apă. Interesant, că până acum n-am mai văzut plaje din astea, am fost și la nisipurile de aur și acolo n-am putut să intrăm deloc cu mașina, ne-am dus doar un pic pe jos. Și da, aici e chiar interesant că poți să vii cu mașina aproape, noi asta căutăm. Bună, Asher! Bună! Și poftă bună la aer de data asta, copii! Ia să vedem. Aron? E bună, Amia? Doar că am înghețat de frig. Că nu ne-a luat acolo.